Bun găsit la un nou episod Bravo Stil Backstage. Sunt Bianca Iordache și despre invitata mea nu o să vă spun foarte multe. Asta pentru că o voi lăsa chiar pe ea să ne ofere mai multe informații. Bine te-am găsit, Georgiana. Bine te-am găsit. Ce faci? Eu fac foarte bine aici la Bravo Stil Backstage. Tu ce faci? Spune-mi cum este atmosfera pe platou pentru tine. Este foarte ok. M-am acomodat, zic eu, deja de 2 săptămâni. Și chiar mă simt ca acasă, doar că este foarte multă alergătură, foarte multă oboseală adunată și încă sunt de 2 săptămâni, nu vreau să știu ce o să fie mai încolo. Peste luni de zile. Exact, da. Ce am să zic atunci? Ne vedem atunci și cred că o să fiu și mai... Nu, cred că am să fiu scursă pe aici și eu pierdută. Deci ești optimistă că vei rămâne mult timp în concurs? Sigur că da. Da, sigur că da, pentru că e un parcurs în care voi crește. Deja am început ușor, ușor, mă uit la mine și văd că am schimbat niște lucruri și îmi dau seama că sunt pe drumul cel bun. Asta pentru că ai toate cele necesare pentru a rezista în concurs, crezi tu? Depinde, cred că este un cumul. Trebuie să fie mai mult și o rezistență psihică, la acolo cred că stăpânesc, ca să reziști în toată nebunia și în toată agitația asta. Dar și, în afară de psihic, ce rol important mai joacă în concursul acesta pentru a rămâne până la final? Cred că sunt mai multe lucruri, dar în primul rând vorbim despre stil, că e o emisiune despre stil și despre haine și despre toată treaba asta cu fashion-ul. Însă în același timp contează și energia pe care o transmiți celor de acasă și cel mai important să le arăți că ești alături de ei. Adică emisiunea asta trebuie să fie mai mult decât un scop pentru tine, ci și pentru a transmite celor de acasă, nu știu, sfaturi, pentru că în cele din urmă întreb prieteni și aflu că ei de fapt vor să afle niște sfaturi. Vreau să știu cum se potrivește piesa aia cu piesa cealaltă și atunci încerc. Eu am fost atentă la tot ceea ce prietenii mei mi-au transmis și printre altele mi spuneau fix asta: întreabă mai mult, cum merge piesa aia, cum se accesorizează o geacă de piele, am voie să port aia, n-am voie să port aia, ca să afle mai multe, să simtă că au privit o emisiune care le-a oferit ceva mai mult decât entertainment. Dar ai primit sfaturi constructive până acum, nu? Din partea juraților. Da, foarte multe. De asta spun că mă uit la mine față de cum am intrat în urmă cu 2 săptămâni și mi se pare că sunt alt om, în ciuda faptului că sunt de foarte puțin timp. Faptul că ei m-au ajutat și de fiecare dată când am pus o întrebare am primit un răspuns bun. Niciodată nu mi-au spus: "A, nu ți se potrivește aia" sau "cred că ești..." Nu, din contră, întotdeauna au venit cu sfaturi: "Uite, încearcă piesa asta, uite, aș fi pus asta." Ceea ce pe mine m-a ajutat enorm. Îmi place ținuta. Ești la început. Da. Și e clar că trebuie să prinzi aceste mișcări și aceste situații care s-au tot târnosit în acest platou. Da. Ideea e că trebuie să faci styling. Uite, dacă vorbim strict despre această ținută, cu siguranță ți-ar fi trebuit o geantă. Cu siguranță ar fi trebuit ca în momentul în care Ilinga sau colegele te întrebau ce porți pe sub acel trench, să existe ceva pe sub acel trench care să constituie într-o piesă vestimentară. Bun, conform declarațiilor tale, ai fost primită foarte frumos și foarte călduros în acest concurs. Da, dar fără tort, fără șampanie. Deci se putea și mai asta bine. Lipsea. Da, se putea și mai bine. Spune mai multe, cum te-au primit fetele? Te-au luat, te-au îmbrățișat? Asta, uite, știi de ce te întreb? Pentru că au fost concurente aici care au stat pe scaunul tău și au spus că nu au fost primite atât de bine de către concurente, precum ai fost tu primită, spre exemplu. Poate contează și energia ta. Noi totuși ar trebui să nu uităm că e o competiție. Nu știu dacă te primește cineva, te ia în brațe și te... Că nu suntem nici rude, nici nu ne știam de dinainte. Însă au fost foarte amabile. Absolut tot ceea ce am întrebat, absolut toate neclaritățile pe care le-am avut, ele m-au ajutat. Pentru că eram, e adevărat, foarte stângace la început. Nu știam, ok, pe unde merg, ce... Absolut orice m-au ajutat și n-am simțit că au avut vreo reticență față de mine sau... Bine, și eu m-am dus pe capul lor, recunosc. Am stat pe capul lor, le-am întrebat, uite ce e aici, ce e aici, ce e aici. Dar ia spune-mi, fetele te-au măsurat și nu doar din ochi, corect? Da, este adevărat, au avut, pentru că înțeleg că în câteva luni se vor întâmpla niște schimbări, dar nu doar aici, ci și fizic. Toate se plâng că au slăbit și atunci au zis: "Bă, ia să vedem, să ținem minte, pentru că te măsurăm și peste 2 luni, dar eu deja sunt slăbuță, deci nu cred că se va mai întâmpla ceva, vreo schimbare la mine." Georgiana, nu slăbi. N-am putut de să te portam. Nu slăbi, zice Constanția, nu slăbi. 61. Cum? 61. Constanția, unde în acest univers? 61 jumate. Tu să-i dea mai puțin că le-aș de... Mai eri, strângi. Tu nu vezi că, băi, când pui degetul aici ca să poți să ții metru, da, trebuie să strângi, da, un pic, pentru că degetul 61, cură. Da, era 61. Avem un model deja.
Da, da, clar că-s mai mult. Așa, da. Mulțumesc. Ești asistenta mea. Oho, 89! 88 jumate. Deci aproape 90. Și sus. Deci jumătate. Hai, ia sus. Ția! Deja avem un fotomodel. Da, eu știu ce aș vrea? Aici. Aici. 83. Și mai scade 20? 83. Da, 83. Ia, dar cam rezultatele bune. Ia. Ma. Cum 48. Spune-mi ce-ți dorești tu de la Bravo Style. Eu am venit cu scopul de a mă provoca puțin, pentru că recunosc că intrasem într-o zonă de foarte mare confort. Nu că mă scăldam liniștită în zona mea de confort și am simțit nevoia de o nouă provocare. Astfel încât eu privesc toată treaba asta ca pe provocare, să învăț mai multe, să dau mai multe și să rezist criticilor, ceea ce e foarte important. Pentru că la această emisiune ai parte și de critici, nu doar aprecieri, nu doar laude. Și atunci cred că trebuie să... voiam să văd cât de bine rezist. Dar cei cu rochea? Cei cu ciucurea care se jucau pisicii lui Ion Creangă, practic la sobă? Și cei cu părul ăla permanent ca pe vremea Ceaușescu? Ilinca a avut zilele trecute, parcă, sau săptămâna trecută, a avut o coafură superbă, superbă, cu un păr mare, ondulat, ceva divin. Rochea poate fi purtată în orice fel de context, orice altceva în afară de glam. Să știi că nici eu nu identific glamul în această ținută, dar accesorizarea, Georgiana, nu e deloc potrivită. Genul ăsta de elemente, mărgele, mărgici, nu știu ce, par de jucărie. Deci lipsește glamurul, coafiura e pudelistică, accesoriile nu sunt potrivite. Mi-aș dori să văd că îndrăznește mai mult, pentru că are cu ce și e clar că poate. Trebuie doar să vrea să se joace. Așa că, dragă Georgiana, joacă-te. Și eventual o carieră în televiziune? Da, într-adevăr că întotdeauna televiziunea a fost marea mea dragoste. Ceea ce nu-i corect să zic, că poate se uită cineva așa apropiat și zice, aha, deci nu eu. Ești la Bravo, trebuie să spui că fashion-ul a fost întotdeauna marea ta dragoste. Într-adevăr era o pasiune, ceea ce e, nu știu ce femeie nu are ca pasiune, dacă nu hobby, treaba asta cu fashion-ul, dar există o singură mare iubire. Bun, tu ai fost reporter o perioadă, corect? Da, da, da. Uite, tu dacă ai fi în momentul ăsta în poziția de reporter la Bravo Style, ce întrebare ți-ai adresat tu, Georgiana reporter, ție, Georgiana concurentă? Depinde, cred că aș sta un pic de vorbă cu mine înainte să se pornească camerele, cât să înțeleg exact ce, cum, de unde să te iau și apoi aș adresa o întrebare în funcție de ceea ce am vorbit noi anterior. Nu știu, cred că m-aș întreba, nu știu, ce piese aș fi zis că n-am să port niciodată și le-am purtat în cadrul emisiunii, poate. Că mă gândeam să le întreb pe fete, evident, când suntem noi, nu când sunt camerele pornite, să le întreb, măi, ce ați purtat voi aici? Ce ați zis că n-aș fi purtat niciodată? Pentru că eu astăzi am purtat o piesă pe care aș fi jurat că nu o voi purta niciodată. Am purtat niște încălțări de tip Crocs, deci nu e nume de brand, e așa, e încălțarea și o știm. N-aș fi purtat niciodată, nici măcar o dată. Și iată că am purtat-o de dragul emisiunii. Tu ești foarte activă pe social media, corect? Da, este adevărat, da. Crezi că e un avantaj că ai o comunitate foarte mare pe TikTok? Nu cred că este un avantaj, nici un dezavantaj, evident. Cred doar că reflectă munca mea pe care eu am făcut-o foarte mult timp. Dar noi nu suntem niște cifre, noi nu suntem niște cifre din Instagram sau din TikTok, noi suntem ceea ce scoatem pe guriță, ceea ce gândim, faptele noastre, asta trebuie să mă definească pe mine. Cine e Georgiana Ion potrivit faptelor mele, nu faptul că am reușit să strâng o comunitate prin muncă, pentru că dacă m-aș opri astăzi, comunitatea evident s-ar duce în altă parte, deci... Nu în ultimul rând, Georgiana, te rog tare mult să transmiți un mesaj urmăritorilor noștri chiar acolo și să spui indicativul tău. Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit. Simt că sunteți alături de mine și mă sprijiniți. O să am rugămintea să rămâneți alături de mine și să mă votați cu indicativul 8 la 1220. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Sper să ne mai vedem. Cu siguranță ne mai vedem. Și aici se încheie Bravo Style Backstage. Ne revedem curând cu un nou episod. Zi frumoasă vă doresc.